Dragi creștini, permiteți-mi să citesc în această dimineață din Cuvântul Domnului, din Evanghelia după Ioan, capitolul 20, începând cu versetul 1, un text care reflectă și spune despre această sărbătoare pe care noi o sărbătorim în această zi, și anume Învierea Domnului Iisus Hristos. Amin. În ziua din tâia săptămânii, Maria Magdalena s-a dus dis de dimineață la mormânt, și pe când era încă întuneric, a văzut că piatra fusese luată de pe mormânt, a alergat la Simon Petru și la celălalt ucenic pe care îl iubea Iisus și i-a zis: au luat pe Domnul din mormânt și nu știm unde l-au pus. Petru și celălalt ucenic au ieșit și au plecat spre mormânt. Au început să alerge amândoi împreună, dar celălalt ucenic alerga mult mai repede decât Petru. Și a ajuns cel din tâi la mormânt. S-a plecat și s-a uitat în lăuntru. A văzut fășiile de pânză jos, dar n-a intrat. Simon Petru, care venea după el, a ajuns și el. A intrat în mormânt și a văzut fășiile de pânză jos. Iar ștergarul care fusese pus pe capul lui Iisus nu era cu fășiile de pânză, ci făcut sunt pus într-un alt loc singur. Atunci celălalt ucenic, care ajunsese cel din tâi la mormânt, a intrat și el și a văzut și a crezut. Căci tot nu pricepeau că, după Scriptură, Iisus trebuia să învieze din morți. Amin. Amin. Una dintre cele mai importante sărbători creștine este aceasta: Învierea Domnului Iisus Hristos. Îi mulțumim lui Dumnezeu pentru că ne-a dat harul acesta de a beneficia încă o dată de această sărbătoare. Amin. Și prin care putem într-adevăr să stăm împreună și să mergem practic cu 2000 de ani în urmă la ceea ce s-a întâmplat pe fața Pământului. Aș vrea în această dimineață, în slujba aceasta, să vorbim despre sărbătoarea aceasta privită din perspectiva Bibliei. Este important ce spune Dumnezeu, nu ce spun eu și nici ce crezi dumneata, ci ce spune Dumnezeu. Și atunci aș vrea în această dimineață să prezint din Scriptură două aspecte legate de această sărbătoare. Pe de o parte, ce era înainte de învierea Domnului Iisus, și ce cere Dumnezeu după învierea Domnului Iisus Hristos. De ce vreau să privim la acest aspect? Este pentru că noi, românii, sărbătorim astăzi, unii spun Paștele, alții spun învierea Domnului Iisus. Și parcă deseori omul nu știe ce să mai creadă și nu știe ce să interpreteze. De aceea, prin harul lui Dumnezeu, în dimineața aceasta vrem să vedem din cuvânt ce spune, ce cere și ce așteaptă Dumnezeu. Este ușor să te ridici cu o pretenție și să susții un anumit punct de vedere fără să ai un argument clar și concret. În dimineața aceasta, cuvântul Domnului vrea să mă învețe pe mine, pe dumneata, pe noi, creștinul, în așa fel încât să fim plăcuți înaintea lui Dumnezeu. Degeaba venim în biserică, degeaba mergem la închinare, degeaba încercăm într-un fel sau în altul să căpătăm grația lui Dumnezeu, dacă noi nu facem ceea ce cere Dumnezeu. Dacă noi nu respectăm ceea ce ne-a spus Dumnezeu în Biblie. De aceea, cu multă responsabilitate, atât înaintea lui Dumnezeu și cu dragoste înaintea dumneavoastră, aș vrea în această dimineață să vorbim din Scriptură și să nuanțăm aceste două lucruri. Înainte de moartea Domnului Iisus Hristos și învierea Lui și după învierea Domnului Iisus Hristos. Înainte de învierea Domnului Iisus Hristos, această sărbătoare se numea Sărbătoarea Paștelui. Ea vine din vechime, de pe vremea lui Moise, când poporul lui Dumnezeu din vechime, poporul Israel, este hotărât de Domnul să-l scoată din robia egipteană.
Acest popor al lui Dumnezeu ajunsese rob în Egipt și aproximativ 430 de ani au stat sub dominația faraonică, făcând munci fără a fi retribuiți, cam cum se întâmplă în vremea de astăzi. În schimb, primeau decât adăpost și mâncare de pe o zi pe alta. Atunci Dumnezeu, văzând traiul acesta destul de greu și mai mult de atât, evreii își puneau genunchii jos și strigau către Dumnezeu cam de genul: Doamne, ai milă de noi! Scoate-ne de aici din robia asta! Să nu mai stăm sub domnia lui Faraon! Să nu mai facem doar ce vrea el! Și atunci Dumnezeu hotărăște să scoată poporul din robia egipteană. Pregătește un om pe nume Moise, dumneavoastră creștinii cunoașteți lucrul acesta, îl pregătește pe Moise într-un mod extraordinar. Știți cum se naște într-o vreme în care copiii de parte bărbătească nu mai aveau voie să trăiască, după ce erau născuți, erau uciși, pentru că se înmulțise destul de mult poporul evreu. Și atunci, părinții lui Moise îl ia, îl așează într-un coșuleț și îl pune pe apele Nilului, știind că undeva acolo, în vale, era fiica lui Faraon împreună cu prietenele ei care făceau baie. Ajungând coșulețul acolo, îl ia și devine practic un nepot al lui Faraon. Crește la palat. Devine practic ca un prinț. Însă, când s-a făcut mare, aude și primește informațiile de la cei din jur că el de origine este evreu. Și la un moment dat, când un egiptean lovea un evreu cu biciu pentru că era la muncă și aceasta era o tehnică permanentă de a-i bătea pentru a face cât mai multe grămizi, Moise se ridică împotriva acelui egiptean și îl omoară. Speriat de ceea ce s-a întâmplat și de consecințele care urmau, fuge și se duce undeva departe și ajunge la preotul Ietro, un madian, și îl pune acesta să aibă grijă de oile lui. 40 de ani de zile păstorește oile acestuia. Avea deja el 40 de ani, mai păstorește încă 40 de ani oile socrului său Ietro și la 80 de ani este chemat de Dumnezeu și îi spune: du-te înapoi în Egipt ca să scoți poporul meu de acolo, să-l eliberezi. Doamne, mi este destul de greu, a spus Moise, să mă duc să-l scot. Pe de o parte, vorbirea mea nu este atât de coerentă. Era un pic bâlbâit. Iar pe de altă parte, sigur, îmi este frică. Du-te, pentru că pe de o parte ți-l dau pe Aron, fratele tău, să vorbească, iar pe de altă parte eu voi fi cu tine. Și se duce. Și atunci, prezentându-i lui Faraon Moise, prin intermediul fratelui său Aron, planul lui Dumnezeu: lasă poporul meu să plece din Egipt. Imaginați-vă cam cum se comporta Faraon, împărat, rege. Eu nu cunosc niciun Dumnezeu și eu nu las poporul să plece. Ba din potrivă, se înrăiește și spune în felul următor: nu le mai dați nici paie ca să facă cărămizile respective, să facă același număr, dar să se ducă să-și strângă și paiele care sunt necesare pentru a face cărămizi. Și atunci, Dumnezeu, prin cele 10 urgii, practic îl înmoaie pe Faraon, apasă asupra Egiptului extraordinar de tare. Știți acele 10 urgii prin care Dumnezeu lovește puternic Egiptul,
și de altfel lovește împotriva idolilor acestora. Însă, ultima urgie pe care Dumnezeu o trimite asupra poporului Egipt sună în felul următor și spune așa: Eu, Dumnezeu, am să trimit îngerul morții în Egipt și peste tot. În momentul în care îngerul morții va merge la fiecare locuință, el va lua de acolo întâi un născut de parte bărbătească, adică primul copil de parte bărbătească născut în orice familie murea dacă pe ușorii casei nu era stropit cu sânge. De aceea, înainte ca Dumnezeu să dea drumul la îngerul morții, îi spune lui Moise așa: te duci la poporul meu, la poporul evreu, și spui așa: să ia un miel fără cusur, să-l înjunghie, cu sângele să stropească ușorii casei, intrarea în casă, iar cu carnea să o frigeți și împreună cu verdețurile amare să mâncați mielul acela frig și cu pâine fără aluat. Și totodată să fiți încinși și pregătiți, pentru că noaptea aceea Dumnezeu vă scoate din Egipt. Imaginați-vă dumneavoastră această informație primită. Mulți probabil au cârtit. Mulți au fost probabil nemulțumiți. Băi, Moise, și știți bine experiența aceasta că deseori evreii se ridicau nemulțumiți împotriva lui Dumnezeu. Dar totuși, pun în practică această informație primită din partea lui Dumnezeu. Și apoi Dumnezeu dă drumul îngerului morții și începe să treacă pe la fiecare casă. Unde n-a găsit sânge stropit, a intrat și primul copil de parte bărbătească a murit. Fără boală, fără... Nu, ce virus și boală. Îngerul morții trimis de Dumnezeu. Și a intrat peste tot, în Egipt, inclusiv la palat. Probabil ați văzut dumneavoastră și filme regizate când faraon a închis ușile, ferestrele, zicând: nu intră nimeni, să vedem ce se va întâmpla în noaptea asta, pentru că totul este păzit și a dublat probabil paza peste tot. Însă îngerul morții, trimis de Dumnezeu, a intrat și la palatul lui faraon. Și copilul lui a murit în noaptea aceea. Însă, la marginea Egiptului, într-un ținut numit Gosen, locuia poporul lui Dumnezeu, poporul evreu. Acolo n-a fost niciun deces. De ce? Pentru că și acolo s-a dus îngerul morții. Însă a găsit stropit cu sânge. S-a dus și când a văzut sânge s-a întors. S-a dus la următoare, când a văzut sânge s-a întors. S-a dus și s-a peste tot unde s-a dus a găsit sânge. În Israel, niciun copil mort. În Egipt, toți copiii de parte bărbătească, întâiul născut, morți. Mare plâns, mare jale. În momentul acela, ne spune Biblia că Moise vine, solicită ieșirea din Egipt și atunci faraon, apăsat de durere, cuprins de plâns, lasă poporul să plece. Și atunci Dumnezeu îi spune lui Moise: Moise, în fiecare an trebuie să sărbătoriți acest lucru. Scoaterea din Egipt. Scoaterea din robia egipteană. Și atunci, în fiecare an, voi să faceți lucrul acesta. Luați un miel, îl frigeți cu verdețuri amare, cu pâine fără aluat, pentru lauda lui Dumnezeu, în semn de mulțumire că Dumnezeu v-a binecuvântat și v-a scos de acolo. Nu mai sunteți robi, sunteți liberi. Nu mai sunteți sub dominația lui faraon. Și aveți voie să faceți ce vreți, să vă duceți unde vreți, pur și simplu sunteți liberi. De aceea pentru evrei, aș spune eu în această dimineață, este binevenită această sărbătoare. Evreul de rând poate să sărbătorească și astăzi Paștele, pentru că e sărbătoarea lui. El practic se duce cu mintea în urmă
și spune, l-a scos pe bunicul de acolo Dumnezeu din Egipt, era rob acolo, dar i-a scos și acum uite și noi suntem liberi. Și atunci ședeau la masă în fiecare an, sărbătorind Paștele și bucurându-se de faptul că au fost eliberați din robia egipteană. Un lucru extraordinar pe care Biblia ne-l prezintă și pe care eu și dumneata îl credem ca atare. Pentru că așa îi se cere unui creștin adevărat. Și eu îl fac cu bucurie și cred că dumneata în același mod. De aceea, pentru cei care sărbătoresc Paștele, evrei, este o sărbătoare bine meritată. Este o sărbătoare care îi duce cu gândul la ce s-a întâmplat în vechime. Când, în vremea lui Moise, poporul evreu este scos de acolo de Dumnezeu, prin intermediul, într-adevăr, al lui Moise, care a făcut aceste lucrări, și scoțându-i și eliberându-i pentru totdeauna. În schimb, pentru noi, creștinii de astăzi, pentru noi românii, sărbătoarea aceasta, iertați-mă că spun așa, este un pic paralelă cu noi, cu mine, cu dumneata. Nu-s de origine evrească, nici eu și nici dumneata, noi suntem români. Și atunci este important să mă gândesc acum la mine, să te gândești la dumneata. Noi ce sărbătorim? Dacă aș fi avut un evreu în familie, zice, domne, sărbătoresc și eu Paștele pentru că, uite, bunicul meu este evreu și eu vin din bunicul și, uite, așa, sărbătoresc și eu Paștele. Biblia, cartea aceasta care ne spune clar despre originea noastră, despre atotputernicia lui Dumnezeu și despre sărbătorile pe care le sărbătorim, ne spune că în noaptea când Domnul Iisus Hristos este împreună cu această sărbătoare a Paștelui, ultima sărbătoare aici pe pământ, în seara aceea îl descoperă și pe Iuda, pe cel care l-a vândut pe Domnul Iisus Hristos pentru un pumn de argint. În seara aceea a instituit un lucru pe care mai devreme împreună l-am făcut și anume împărtășania cu Sfânta Cină. Acea pâine, rodul viței, binecuvântate de Dumnezeu și mâncând fiecare din pâinea aceea și bând din paharul acela, practic era o sărbătoare instituită de Domnul Iisus Hristos. Cina Domnului. Însă pentru mine, creștinul de astăzi, și faptul că sărbătorim în această dimineață, este învierea Domnului Hristos. Pentru că în urmă cu 2000 de ani s-a întâmplat lucrul acesta. Dacă spuneam că joi a instituit această cină, vineri, a doua zi, este condamnat, sigur, pe nedrept și pus acolo pe cruce să-și dea viață. Probabil că romanii care au făcut lucrul acesta considerau că este bine meritată moartea. Se făceau condamnări de genul acesta, probabil săptămânal. Însă, condamnarea Domnului Iisus Hristos nu avea niciun argument clar, însă, cunoaștem pe de-o parte Scriptura și procesul acesta petat înainte, prin intermediul preoților, fariseilor și a cărturarilor din vremea aceea, care au insistat și l-au condamnat pe Domnul Iisus Hristos și știm de asemenea tot din Scriptură, că la un moment dat au avut posibilitatea să aleagă între un alt condamnat pentru rele practice, pe nume Baraba, era un criminal, violator, un om de rele, barem cu furturile, probabil că se săturase el. Și atunci mai marele spune, uite, aveți în față pe Iisus și pe Baraba. Alegeți voi și hotărâți pe cine să le liberez. Era un obicei bun în vremea aceea, prin care se putea elibera un astfel de om. Cam cum este în vremea de astăzi, când președintele țării dă un decret și zice eliberăm și se referă la o anumită categorie de oameni care sunt închiși. Răspunsul a fost, eliberează-l pe Baraba. Și l-au eliberat pe Baraba, un făcător de rele, un criminal și un violator. Și l-au condamnat pe Domnul Iisus Hristos. Pe nedrept. Însă noi știm din Biblie
că el trebuia să moară. Știm din Biblie că el trebuia să plătească. Știm din Biblie că el pentru lucrul acesta a venit în lumea noastră. Și de atâtea ori am menționat acest aspect, că el n-a venit în lumea noastră să ne împartă în confesiuni religioase, ci el a venit în lumea noastră să ne împace pe noi oamenii cu Dumnezeu. Pentru că toți ne-am certat cu Dumnezeu. Într-un mod simbolic vorbind în această dimineață, pentru că ne spune Sfântul Apostol Pavel, toți au păcătuit și sunt lipsiți de slava lui Dumnezeu. În felul acesta sunt certat cu Dumnezeu. În momentul în care săvârșești un păcat, ești certat cu Dumnezeu, ești în conflict cu Dumnezeu. Și pentru un singur păcat, ești condamnat la moarte. Și încă moarte veșnică. Și atunci când Dumnezeu a văzut această situație dramatică a omenirii, prin faptul că omul n-a reușit să se alipească de Dumnezeu, să facă binele ca să trăiască, a hotărât să-L trimeată în lumea noastră pe Fiul Său, pe Domnul Iisus Hristos, care, la un moment dat, și spuneam de ună zi, când Ioan, botezătorul, botezau evreii în râul Iordan, vine și Domnul Iisus Hristos și cum îi se adresează? Iată mielul lui Dumnezeu care a venit ca să ridice păcatul omenirii. Deci Domnul Iisus Hristos în atotputernicia lui Dumnezeu a fost prezentat în acest plan de mântuire pentru ca omul să creadă și să ajungă în cer. Și atunci orice muritor, indiferent cum te cheamă, indiferent ce categorie socială ești, indiferent ce pregătire ai avea, indiferent câți bani ai decide, ai deține, prin credință poți ajunge în cer. Prin Iisus Hristos ajungi în rai. De aceea era necesar ca Fiul lui Dumnezeu, Domnul Iisus Hristos, să moară. Văzând în el Ioan Botezătorul mielul lui Dumnezeu, practic se întâmplă ceea ce evreii cu mult timp în urmă practicau tot la învățătura lui Dumnezeu. Când pentru orice păcat trebuia să vină evreul cu turturele, porumbei, miei, iezi sau viței, să-i sacrifice în fața preotului, preotul sacrificând animalul, sângele curgea și atunci Dumnezeu îl ierta pe evreu. De ce? Pentru că a mințit, a bârfit, a curvit sau orice altceva. Dumnezeu promisese lucrul acesta și așa făcea. Însă evreul repeta. Făcea astăzi păcatul, mâine mergea cu animalul, era sacrificat și Dumnezeu era obligat să-l ierte, dar mâine făcea din nou. Până când Dumnezeu a zis, ajunge. Voi face posibilă o singură jertfă, jertfa Fiului meu, Iisus Hristos, și atunci orice om, nu numai evreul, da, este adevărat, menționează Scriptura, că Domnul Iisus Hristos a venit la oile pierdute ale lui Israel. Venise precis pentru ei. În Ioan, capitolul 1, cu versetul 11, asta spune Ioan, a venit la ai săi, adică la poporul evreu. A venit la ai săi, a venit ca să le ofere mântuire, a venit ca să le dea salvare, a venit pentru ei. Însă aceștia, ne spune Biblia, nu l-au primit pe Domnul. Și atunci, celor ce îl primesc pe Domnul Iisus Hristos, primesc dreptul de a se numi copii ai lui Dumnezeu. În momentul acela li se scrie numele în cartea vieții și are drept la veșnicie. Să trăiască etern cu Dumnezeu. Nu pentru că ar fi frumos, nu pentru că ar fi îmbrăcat elegant, ci doar pentru că El crede. Amin. Și atunci jertfa mântuitoare a Domnului Iisus Hristos, plata pe care El a depus-o acolo pe Golgota, ați văzut ecranizările, mâinile întinse pe cruce, coroana aceea înfundată pe cap și sângele a început să curgă. Din frunte, din mâini și știm bine că și în coastă. Dar sângele acela nu curgea pentru că acea condamnare era bine meritată pentru el. Nu, sub nicio formă. Cine spune Sfântul Apostol Pavel, este darul lui Dumnezeu fără plată.
viață veșnică în Iisus Hristos. Un om care trăiește pe pământ săvârșind păcatul, privind la Golgota și mărturisindu-și păcatul, este iertat și ajunge în cer la Dumnezeu. Știm din Scriptură, Ioan asta spune, după cum Moise a înălțat șarpele în pustie, tot la fel trebuia să fie înălțat și Fiul omului. De ce? Ca oamenii să privească țintă și mergem cu gândul la ce a făcut Moise. Fiind în pustie, Dumnezeu, datorită neascultării lor, a trimis printre ei foarte mulți șerpi înfocați, veninoși. Cum îi mușca? Mureau pe loc. Și atunci Dumnezeu a zis lui Avram, fă un șarpe din aramă. Nu contează, mai gros, mai subțire. Nu, fă un șarpe din aramă, pune-l într-o prăjină sus, sus, sus și spune-le evreilor. Oricine este mușcat de vreun șarpe, să privească la șarpele de aramă și va trăi. Probabil, Biblia nu ne garantează lucrul acesta, că au fost și evrei care n-au privit acolo, dar cei care n-au privit, cu siguranță au murit. Însă, clar, cei care au privit la șarpele de aramă au trăit. Pentru că nu neapărat șarpele de aramă îi făcea să trăiască și să scape de veninul acela otrăvitor al șarpelui, ci credința. Amin. Faptul că Moise le spunea, te-a mușcat șarpele, privește la șarpele celălalt. Și atunci aceasta îi se constituia lui credința. Tot la fel le spune acum Ioan, priviți pe cruce la Iisus Hristos. El este persoana care ne împacă pe noi oamenii cu Dumnezeu. Indiferent cât de buni am fi, cât de onești am trăit, ce moralitate am dat dovadă. Este suficient un singur păcat ca să ne ajungi în cer la Dumnezeu. Însă pe cruce acolo Domnul Iisus Hristos ne-a primit, ne-a acceptat și ne-a dat dreptul să mergem în cer, să trăim veșnic lângă Dumnezeu. Pe cruce, Domnul Iisus Hristos rostește la un moment dat cuvântul acela tetelestai, tradus s-a isprăvit. Aceasta era practic un dialog al Domnului Iisus Hristos cu Tatăl din ceruri, în care spunea s-a isprăvit. Iar termenul acesta tetelestai se folosea în momentul în care se făcea o afacere între doi evrei. Unul avea de vândut, altul avea de cumpărat. Unul cerea un preț, celălalt îi dădea prețul. Și dacă ambii erau mulțumiți, dăteau palma și spuneau cuvântul acesta, tetelestai, adică totul este în regulă. Era mulțumit și vânzătorul, era mulțumit și cumpărătorul. Și plecau liniștiți la casele lor. Cumpărătorul pleca cu obiectul bucuros și împlinit, vânzătorul la fel cu bani în buzunar, că și-a vândut obiectul sau lucrul la prețul pe care îl aștepta. Așa a spus Domnul Iisus Hristos, tetelestai. Practic a fost un pact, o înțelegere, o afacere între Domnul Iisus Hristos și Dumnezeu Tatăl. Plătind un preț pentru mine, pentru dumneata, pentru noi. Și atunci eu sunt cel care beneficiez de această lucrare a Fiului Său, prin care Domnul Iisus Hristos face înțelegerea cu Tatăl. Și practic moartea Domnului Iisus Hristos pe cruce mă duce pe mine, te pune pe dumneata și ne duce pe fiecare dintre noi direct în cer la Dumnezeu. Și atunci este normal ca eu, în vremea de astăzi, creștinul, să sărbătoresc această lucrare. Moartea, dar și învierea Domnului Iisus Hristos. Pentru că dacă Biblia ne spune că Domnul Iisus Hristos în ziua de vineri a fost răstignit, pus pe cruce și a murit, a treia zi, după Scriptură, spune că a înviat. Și citeam mai devreme din Evanghelia după Ioan la capitolul 20, că acolo, dis de dimineață, în ziua întâi a săptămânii, adică în ziua de duminică, s-au dus aceste două femei pentru cele trebuincioase din vremea respectivă, însă surprinse că piatra era dată la o parte și mai mult de atât că trupul Domnului Iisus Hristos nu mai era acolo. N-au îndrăznit să intre. Frica,
sigur, le-a determinat să se întoarcă la ucenici și să le spună. Ce-au spus? Nu mai este trupul Domnului Iisus, l-au luat. Sigur că s-a gândit în primă fază că romanii sau ceilalți au luat trupul Domnului Iisus Hristos de acolo. Știm bine, condamnarea a fost pe nedrept. Ucenicii Domnului Iisus Hristos și ceilalți din anturajul acestora erau nemulțumiți. Dar ce putea să facă? Majoritatea a câștigat. Atunci când au fost întrebați pe cine alegeți, pe cine vreți să salvezi, pe Baraba, sigur, a dat drumul Baraba, pentru că majoritatea a câștigat. Așa este și în vremea de astăzi, majoritatea are câștig de cauză. Dar nu înseamnă că are dreptate. Degeaba smulți, nu înseamnă că au dreptate. Și atunci au spus, au luat trupul Domnului. Fuga! Și Petru și Ioan și-au constatat într-adevăr ceea ce au constatat și femeile. Mormântul era gol. De ce? Pentru că Domnul Iisus Hristos înviase, ieșise de acolo. Și acum El este viu pentru totdeauna. Le spusese din timp Domnul Iisus Hristos. Atunci când era printre ei în viață, este întrebat legat de această lucrare și spuneau clar, dă-ne un semn. Și Domnul Iisus Hristos a zis, ce semn să vă dau? Decât unul singur, semnul lui Iona. Adică, cum Iona a stat 3 zile și 3 nopți în pântecele unui pește mare, tot la fel Fiul omului va sta 3 zile în mormânt, apoi va învia. Și tot Domnul Iisus Hristos a spus, am puterea să-mi dau viața și am puterea să-mi iau viața. În sensul că am puterea să-mi dau viața, accept această moarte, măcar că eu nu sunt demn. Și apropo de lucrul acesta, aduceți-vă aminte când evreii îi tot reproșau Domnului Iisus Hristos anumite lucruri, dar nu într-un mod direct, Domnul Iisus până la urmă îi întreabă, oameni buni, dovediți-vă de păcat. Eu sunt aici, vă rog frumos, dacă aveți ceva împotriva mea, spuneți-mi. Niciunul dintre acei prezenți n-a avut să-i reproșeze nimic, pentru că el a fost singura persoană de pe pământul acesta care a trăit fără păcat. Și n-avea ce să-i reproșeze. Drept pentru care moartea Domnului Iisus Hristos este o moarte a unui om neprihănit, de altfel fiu de Dumnezeu, care atribuie în dreptul meu, păcătosului, iertarea de care am nevoie. Și dacă în vechime trebuia să fie tăiat un miel și o pereche de porumbei pentru păcatul meu, de această dată nu mai este nevoie să sacrific mielul sau porumbelul pentru păcatul meu. A fost sacrificat Fiul lui Dumnezeu, Iisus Hristos. Și prin El, eu, dumneata și orice muritor, spunându-L lui Dumnezeu, Doamne, iartă-mă în temeiul jertfei lui Hristos, omul acela este iertat. Sigur că unora li se pare ușor, dar aceasta este voia lui Dumnezeu. Și atunci dacă Dumnezeu spune într-un fel, eu cred, și atunci crezând, ai dreptul acesta de a ajunge în cer și de a trăi etern cu Dumnezeu. De aceea, frații mei, iubită Biserica Domnului Iisus Hristos, stimați creștini, sărbătoarea aceasta pentru noi, învierea Domnului Iisus Hristos, este o oportunitate de a trăi mai departe prin credință. Pentru că atunci când spui Hristos a înviat, de altfel, mărturisești cea mai mare minune săvârșită vreodată. De ce spun aceasta? Pentru că, bună oară, au fost 3 învieri în Vechiul Testament, au fost 7 învieri în Noul Testament, în total 10, numai că toți aceia care au murit și au înviat, atât în Vechiul Testament cât și în Noul Testament, după o perioadă de timp, nu știm exact cât, au murit din nou. Deci au mai fost învieri, însă după o perioadă de timp au murit din nou. De aceea spuneam că atunci când eu, creștinul, dumneata, creștinul de astăzi, spui Hristos a înviat, mărturisim despre cea mai mare minune săvârșită vreodată. Învierea Domnului Iisus. El a murit, a înviat, dar nu mai moare niciodată. El e la dreapta lui Dumnezeu. El trăiește din veșnicie în veșnicie, numai că pentru o perioadă de vreme, 33 de ani și jumătate, a venit în lumea noastră, a trăit pe pământul acesta într-un mod ireproșabil, cum spuneam mai devreme, iar apoi și-a dat viața pe cruce, pe Golgota, pentru păcatul meu și în locul dumneavoastră. De aceea spunem, Hristos a înviat,
Cea mai mare minune săvârșită vreodată. Într-o zi ca aceasta, în urmă cu 2000 de ani, când femeile și ucenicii s-au dus acolo, au găsit într-adevăr mormântul gol. Și cântam și mai devreme, mormântul lui Iisus și astăzi este gol. Și se duc oamenii acolo, în pelerinaj, se bucură de această lucrare a învierii Domnului Iisus Hristos. Pentru că pământul, moartea, n-a putut să-L țină pe Domnul Iisus Hristos. Decât după spuse, 3 zile. Apoi a ieșit și Ștefan, martirul, vă aduceți aminte? Când primea loviturile acelea cu pietre și era gata să moară, spunea, văd cerul deschis și văd pe cineva la dreapta lui Dumnezeu. Cine era acolo? Era Sfântul Petru? Era Sfântul Pavel? Nu. Era Domnul Iisus Hristos. Pe de altă parte, atunci când spui Hristos a înviat, îți manifesti credința. Când spui Hristos a înviat, îți manifesti credința, dar o credință autentică. O credință care, sau prin care îți asumi responsabilitatea de a trăi așa cum a trăit Hristos. Sigur, de multe ori avem modele de aici, de pe pământ. Poate cunoaștem pe bunicul, poate știm un vecin, poate cunoaștem un prieten cu un trai frumos, o viață exemplară. Și poate să fie un exemplu de urmat. Dar, dragul meu creștin, vreau să spun în această dimineață, e bine să privești la un om oarecare, care într-adevăr a avut o viață și un trai frumos, dar trebuie să privești la Hristos. Sfântul Apostol Pavel spunea corintenilor așa, călcați pe urmele mele, întrucât și eu calc pe urmele lui Hristos. Nu trebuie să te compari cu vecinul din dreapta sau vecinul din stânga. Nu trebuie să te compari cu bunicul sau cu bunica. Dacă vom face lucrul acesta, greșim. Și cu Moise, dacă ne-am comparat și am zice, am ajuns la același nivel cu Moise, păi, frate și soră, vreau să-ți aduc aminte în această dimineață de Moise. El n-a intrat în țara promisă. N-a intrat acolo în Canaan. De ce? Pentru că atunci când Dumnezeu i-a spus, du-te și vorbește la stâncă să dea apă, ce a făcut? N-a ascultat de Dumnezeu. Și a luat toiagul și i-a dat una la piatră, de s-a rupt și toiagul, într-adevăr, a țâșnit apa. Dar nu l-a proslăvit pe Dumnezeu, drept pentru care Dumnezeu i-a spus, nu vei intra în țara promisă. Și atunci exemplu de viață pentru mine și pentru dumneata trebuie să fie Hristos. De-aia spunea Pavel, călcați pe urmele mele, întrucât și eu calc pe urmele lui Hristos. Deci atunci când spui Hristos a înviat, trebuie să manifeste o credință autentică. În Evanghelia după Matei, capitolul 7, spunea Domnul Iisus Hristos așa. De ce îmi spuneți, Doamne, Doamne, și nu faceți voia Tatălui meu? Cu alte cuvinte, eu, creștinul, dumneata, noi care vrem să ajungem în cer la Dumnezeu, trebuie să facem ceea ce spune Dumnezeu. Ceea ce cere Dumnezeu în Biblie. Și atunci când vom împlini ceea ce cere Dumnezeu în Biblie, cu siguranță când vom termina călătoria pe pământ, vom ajunge în cer, în rai la Dumnezeu. Altfel va spune Dumnezeu, duceți-vă de la mine. Așa spune acolo în Matei capitolul 7. Duceți-vă de la mine pentru că ați lucrat fără de lege. Avem noi o cântare care spune, credința este o spoială. Este ca atunci când ceva metal doar pe deasupra are un pic de poleială și de desubt rugina. Așa se întâmplă de multe ori. Ori Domnul așteaptă de la mine și de la dumneata o credință autentică. Mărturisesc în dimineața aceasta și spun Hristos a înviat, dumneata îmi spui adevărat a înviat, dar trebuie să trăim așa cum a trăit Hristos. Amin. Mai bun, mai înțelegător, mai milos, mai răbdător, mai aproape de semenul dumitale și mai aproape de Dumnezeu. Degeaba manifesti doar în ziua de astăzi expresivitatea Hristos a înviat, adevărat a înviat, dacă pe urmă, pe parcursul anului, credința aceasta autentică nu se vede. Aduceți-vă aminte spusele Domnului Iisus Hristos. Dacă vrea cineva să fie ucenicul meu, trebuie să se lepede de sine, să-și ia crucea o dată pe an, o dată pe săptămână? Nu, în fiecare zi. De aceea spuneam că atunci când spui Hristos a înviat, de altfel îți asumi această responsabilitate de a trăi o viață de credință. O viață prin care
eu, creștinul, să am siguranța că ajung în cer? Avem în Evrei capitolul 11, un capitol în care se menționează viața unor oameni care au dat dovadă de o credință extraordinară. Sigur, pus așa în balanță de noi oamenii, n-ar fi cine știe ce lucruri extraordinar de mari. Dar faptul că au ascultat de Dumnezeu și au împlinit așteptările lui Dumnezeu, le-a dat dreptul Dumnezeu să intre în acel capitol al credinței și implicit sunt în cer la Dumnezeu. Amin. Credința mea și a dumitale, dacă nu este pusă în practică, nu arată nimic. Simpla etichetă pe care aș purta-o și mi-ar spune că sunt creștin de un fel sau de altul, că merg într-o biserică sau în alta, nu l-ar mulțumi pe Dumnezeu și nu l-ar determina pe Dumnezeu să-mi deschidă mie poarta raiului și să zică vino pentru că te chem tu, pașol, vei intra în rai. Nu! Ci pentru că ai trăit o viață de credință. Asta se întreba Domnul Iisus Hristos. Ce oare când mă voi întoarce eu? Voi mai găsi credință? Și atunci pentru mine și pentru dumneata creștinul din secolul al XXI-lea, când mărturisim Hristos a înviat, adevărat a înviat, de altfel trebuie să ne asumăm trăirea acestei vieți de credință. O viață plăcută în primul rând înaintea lui Dumnezeu. Și fi sigur că și oamenii, semenii noștri apreciază lucrul acesta. Că trăim cum a trăit Hristos. Iar atunci când nu trăim cum a trăit Hristos, de asemenea, suntem pricină de potignire și oamenii arată cu degetul la felul de trai al meu sau al dumitale. Nu o să fie ca cei din vremea Domnului Iisus să pună capul în jos și să nu reproșeze. De ce? Pentru că ce am făcut eu sau ce ai făcut dumneata este condamnabil. Așa că această sărbătoare a Învierii Domnului Iisus Hristos aduce pentru mine și pentru dumneata un prilej de bucurie, dar și o asumare de responsabilitate. Haideți să sărbătorim cu multă demnitate această lucrare mântuitoare a Domnului Iisus Hristos. El dacă a înviat, a înviat pentru mine. El dacă a înviat, a înviat pentru noi oameni. Pentru că noi purtăm chipul și asemănarea lui Dumnezeu. Și atunci Dumnezeu vrea să ne ia în rai cu El, să trăim veșnicia alături de El. De aceea L-a lăsat pe cruce să moară, pentru că acolo pe cruce, când Domnul Iisus Hristos era în sudorile morții, asta L-a întrebat pe Dumnezeu. Dumnezeul meu, Dumnezeul meu, pentru ce m-ai părăsit? L-a părăsit pentru o vreme. Pentru că păcatele mele și ale dumitale și ale întregii omeniri erau puse în cârca Domnului Iisus Hristos. Iar El a murit cu toate păcatele noastre, ca țapul lui Azazel din vechime, când mărturisea preotul păcatele tuturor evreilor și apoi era dus în pustie să moară. Și odată cu El murea și păcatele evreului. Așa a făcut Domnul Iisus Hristos. A luat păcatele mele, a luat păcatele dumitale, a luat păcatele întregii lumi și a murit cu ele acolo pe cruce. Astfel încât eu și dumneata, cerându-i iertare lui Dumnezeu, să putem să ajungem în rai la El. O viață plină de credință, o credință autentică după cuvântul lui Dumnezeu. Dumnezeu să ne dea harul. Amin. Să mergem mai departe prin credință. Amin. Să ascultăm de Dumnezeu, să ne bucurăm de această sărbătoare. Amin. Și să îi arătăm de altfel lui Dumnezeu că această investiție pe care a făcut-o în noi s-a meritat. Iar rodul sacrificiului său de pe cruce sunt eu, ești dumneata și de altfel oricare dintre noi ca români, pentru că purtăm numele de creștin care vine de la Hristos. Dumnezeu să ne dea în continuare o sărbătoare binecuvântată, plină de har și plină de bucurie, alături de cei dragi, dar în mod special alături de Iisus Hristos. Amin. Dumnezeu să ne binecuvinteze la aceasta. Amin. Amin. Hristos a înviat. Și Dumnezeu să vă binecuvinteze. Mi și mi, mi și mi, zeci de mi, zeci de mi, mi și mi, mi și mi, zeci de mi, zeci de mi, mi și mi de păsărele cântă vara în cor, preamăresc pe Creatorul al vieții zbor. Ele cântă în cor, chiar lângă izvor, beau, adică și ridică spre cer ochii lor.
și cu privirea în sus și mulțumește-i lui Iisus. El toate le-a creat așa de minunat, merită să-i mulțumești acum. Ridică și tu privirea în sus și mulțumește-i lui Iisus. El toate le-a creat așa de minunat, merită să-i mulțumești acum. Și ridică spre cer ochilor. Mii și mii de copii la se adună cântă-ntor, preamări spre Creatorul las prin cântul lor. Ei cântă în cor, chiar lângă izvor, beau apică și ridică spre cer ochilor. Ridică și cu privirea-n sus și mulțumește-i lui Iisus. Toate le-a creat așa de minunat, merită să-i mulțumești acum. Ridică și tu privirea.